Bine v-am regăsit! Astăzi voi continua să vorbesc despre probiotice, dar îmi propun să fiu mult mai specifică și anume să vorbesc despre utilitatea speciilor de bifidobacterii și lactobacili, utilizarea lor concretă și țintită în organism. Și, într-un fel, fac o alegere la un anumit moment în funcție de condiția mea medicală. Deja am trecut în revistă cele mai studiate specii de culturi bacteriene, dar când spun că vreau să fiu mai specifică, vreau să spun de fapt că aș vrea să numesc cu nume și prenume aceste bifidobacterii și lactobacili ca să putem depista ușor atunci când facem o alegere de probiotic. Bifidobacteriile, cum vă spuneam, sunt 32 de specii, sunt parte din microbiota umană. Unele specii se formează în tractul gastrointestinal încă de la naștere, fiind prezente în laptele matern. Și aceste bifidobacterii au o prezență ubicuă în tractul gastrointestinal, în tractul urogenital, în cavitatea bucală, practic ne populează din cap până în picioare. Cele mai importante sau cele mai indicate, cu cele mai multe studii și cea mai multă cercetare sunt acest grup de bifidobacterii, și anume Lactis, Longum, Bifidum și Infantis. Dacă ne referim la lactobacili, care sunt mult mai mulți, vă spuneam 190 de specii, cele mai importante, iarăși, specii și studiate și comercializate sunt pe această listă, pe care am subliniat, după cum vedeți, Lactobacillus rhamnosus, Fermentum și Reuteri, care sunt cele mai indicate tulpini pentru sănătatea urogenitală. Sunt cele mai benefice tulpini de probiotice contra infecțiilor vaginale și ale tractului urinar. Ca și bifidobacteriile și lactobacilii sunt prezenți în sistemul digestiv, în tractul urogenital și dar sunt foarte comercializați în produse alimentare, în iaurt și în brânzeturi. Am construit un tabel. Acesta este un tabel în care am vrut să ordonez mai multe informații ce corespunde fiecarei specii, de exemplu, începem cu Lactobacillus, continuăm cu bifidobacterii, ce destinație și ce utilitate are direct în corp. Și am vrut să fac așa un fel de tablou mai general, schematic, evident, dar care toate au la bază foarte multe studii și am pus în descriere mai multe link-uri, puteți să le consultați. De pildă, în acest tabel, dacă mă refer care ar fi speciile de Lactobacillus care sunt antihistaminice sau care conduc la creșterea producției naturale de histamină, de pildă, mă uit la Lactobacillus plantarum, că e antihistaminic, sau această tulpină din iaurtul arhicunoscut bulgăresc, chiar așa se cheamă tulpina bulgaricus. Fac o paranteză aici, vedeți, am scris
acest iaurt are la bază o tulpină de origine vegetală izolată din frunzele de ghiocei, m-am informat, dar care este extraordinar de benefică pentru că inhibă bacterii patogene ca E. coli și Salmonella și poate crește, cum spuneam, producția internă naturală de histamină. Deci, pentru cei care au o predispoziție la intoleranță la histamină, aș vrea să fac să fac o paranteză, să fiu mai aplicată aici. Histamina este o substanță chimică produsă în corpul tău. Este un fel de mediator cheie în reacții alergice și are un rol, o funcție de neurotransmițător și e foarte implicat. Histamina e un regulator al acidității stomacale. Când spui că ai intoleranță la histamină, de fapt spui că nu poți degrada cantitatea de histamină, nu ai anumite enzime. Și atunci trebuie să eviți alimentele bogate în histamină, care sunt tocmai alimentele fermentate. Sunt situații în care și o persoană perfect sănătoasă poate să-și depășească pragul de toleranță la histamină și să facă o criză care se manifestă foarte neplăcut, te înroșești, ai o mâncărime, un prurit la nivelul nasului, ochii, urechi, așa, ceva deosebit de alarmant într-un fel, dar poate să consumi un simplu iaurt și să ai această reacție negativă. Deci, cei care se suspectează de această intoleranță, la histamină ar trebui să evite alimentele fermentate în general, începând cu varza murată, dar și iaurturile care conțin, de pildă, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus și Delbrueckii, care este o subspecie a Lactobacillus bulgaricus, deci să evite aceste alimente. Și pe de altă parte, foarte interesant că dacă am o serie de tulpini care ar trebui evitate, tot din categoria Lactobacillus, sunt alte tulpini care merg pe sens invers, adică sunt antihistaminice și care practic ajută la degradarea histaminei, cum este aici în tabelă. Am trecut Lactobacillus plantarum și o să vedem Bifidobacterium infantis în acest tabel. Vedem categoria de bifidobacterii care au și acestea utilitatea lor bine definită în corp. De exemplu, dacă ai probleme de anxietate sau de depresie, și cauți să folosești un probiotic denumit psihobiotic, cum este Helveticus, cum este Lactobacillus brevis sau Bifidobacterium infantis. Am trecut în dreptul lor psihobiotic. Este bine să cauți acest blend de tulpini care au ca efect o ameliorare a stării tale de anxietate și de depresie. Într-un fel, înainte de a merge, să spun, fac o sugestie de a merge la psihoterapie, ar fi bine să iei în calcul
o reglare intestinală și să faci această cură de probiotice și în funcție de rezultate să mergi mai departe la psihoterapie sau nu. Deci, în funcție de condiția ta medicală, dacă ai o infecție urogenitală sau dacă ai probleme digestive, de pildă, cum este Lactobacillus casei, care este destinat pentru afecțiuni digestive și anume este foarte indicat pentru creșterea nivelului acidității stomacale în condițiile în care ai reflux gastroesofagian, îți vine pur și simplu mâncarea înapoi. Atunci trebuie să crești pH-ul gastric, care trebuie să fie cam între 1 și 3 și tu s-ar putea să-l ai 4 sau 5 și suferi de acest reflux gastroesofagian, e bine să cauți această tulpină Lactobacillus casei. Această listă, după cum vedeți, este un grup de bacili pe bază de sol, de care am mai pomenit, provenite din pământ, foarte importante, mai ales în perioada actuală, în această pandemie, când se recomandă foarte mult folosirea de probiotice pe bază de sol, care sunt trei specii, Bacillus subtilis, Clausii și coagulans, pentru că au o destinație dovedită pe infecțiile respiratorii. Menționam și data trecută că au o cercetare și nenumărate studii care confirmă eficacitatea lor în bolile autoimune, mai ales studii făcute pe artrita reumatoidă. Am pus câteva linkuri în descriere. În final, aș vrea să vă spun cu titlu informativ, nu fac nicio recomandare, nu fac nicio reclamă, dar aș vrea să vă spun ce probiotice consum eu, pe care le-am testat cel puțin 5 ani. Nu am nicio afiliere cu nimeni, nu comisionez pe nimeni, pur și simplu vă spun ca o inspirație, ca un punct de plecare în ce decizii veți lua fiecare. Eu consum acest probiotic care se numește Vesele numărul 3 și care este format din 8 tulpini. Toate se regăsesc în acest tabel de bifidobacterii și lactobacili și care este oarecum unic pentru că are o concentrație foarte mare de 450 de miliarde. Este cea mai mare concentrație pe care am găsit-o pe piața noastră. Să nu vă sperie așa tare concentrația asta, pentru că ele sunt gândite să nu dăuneze. Sunt mult mai multe tipuri de blenduri de tulpini sub această marcă Vesele numărul 3. De asemenea, consum în reprize, prin rotație, cum spuneam, le alternez, le vă recomand și vouă la fel. Și vă pomeneam data trecută de Lactobacillus fermentum M3, care se vinde sub denumirea de Regactiv. Sunt mai multe tipuri, eu am ales colesterol. Această tulpină care merge și pe creșterea glutationului, acest amestec de probiotic conține de asemenea și drojdie din orez roșu, coenzima Q10 și vitaminele E și B. Iar în final vreau să vă pomenesc de probioticele pe bază de sol, endospor, se numesc chiar spor biotic, care cuprind subtilis, clausii și coagulans, și despre care vă spuneam, sunt foarte indicate
în infecțiile respiratorii. Se comercializează în America și firma se numește U-Theory. Este o firmă foarte nouă. Aș vrea să închei spunând că felul în care arată astăzi tractul tău gastrointestinal, dacă am putea privi intestinul așa cum îl vedem la endoscopie sau la colonoscopie, îl vezi pur și simplu pe un televizor ca într-un film science fiction. Deci felul cum arată intestinul vorbește despre cum a fost viața ta alimentară, dar și cum a fost viața ta, să spun, medicală. Privind intestinul din interior, poți să îți dai seama dacă nevoia ta de antibiotice a fost mare în viața ta, pe parcursul vieții, ce factori de mediu au influențat digestia ta și cât de mare a fost stresul pe care l-ai trăit. Deci pot să spun că intestinul vorbește cel mai bine nu numai despre istoria ta alimentară, dar în mod deosebit despre istoria ta medicală. Atât pentru astăzi, mulțumesc, la revedere!